Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și atât titlurile ediției. Un brașovean a câștigat premiul Oscar la categoria cele mai bune efecte vizuale pentru filmul Cartea Junglei. Veste bună pentru brașoveni. Aceștia nu mai trebuie să stea la coadă pentru matricularea autoturismului. Detalii în jurnal. Și peste 30 de standuri cu mărțișoare sunt amenajate în centrul orașului. Imagini mai târziu în jurnal. Are 37 de ani, a învățat în Brașov la Liceul de Informatică și a urmat visul și a ajuns acum pe covorul roșu la mult râvnitele premii Oscar. Este pe scurt povestea lui Ioan Boieriu, brașoveanul care luni dimineața câștiga statueta la categoria cele mai bune efecte vizuale pentru filmul Cartea Junglei. Un vis devenit realitate. Ioan Boieriu a vorbit pentru Brașov TV despre experiența unică de a lucra la această producție. Game of Thrones, Iron Man, Divergent, Captain America, Godzilla, The Hobbit sunt doar câteva dintre filmele la care a lucrat Ioan Boieriu. În 2016 a fost cooptat în echipa de producție pentru Cartea Junglei. Noua ecranizare a poveștii clasice a lui Kipling a avut cele mai bune efecte vizuale. Secvențele impresionante care au atras atenția criticilor sunt creația lui Ioan Boieriu, un brașovean în vârstă de 37 de ani. A lucrat cu multă pasiune la această producție, iar regizorul a avut încredere în talentul lui John. În momentul în care am venit în echipa pentru Cartea Junglei, eu eram axat foarte clar, știam foarte bine ceea ce vroiam să fac în această producție. A fost una dintre părțile pe care le-am negociat oarecum în momentul în care mi-am dorit să vin pe acest proiect. Și anume să fac simulări de apă. John i-a impresionat pe producătorii filmului încă de la primele efecte realizate. Șefii au decis să lase pe Ion să dea frâu imaginației, talentului și creativității. Pentru mine a fost foarte, foarte frumos și a fost o perioadă în care efectiv eu ca artist am putut să mă dezvolt și am putut să-mi dezvolt ideile și să reușesc să prezint ceea ce am lucrat într-un mod în care supervisorul din partea clientului, Adam Valdez, în momentul în care a văzut prima versiune pe care eu i-am prezentat-o, el a zis pur și simplu do what you wanna do. Practic mi-a dat libertatea să produc ceea ce eu îmi doresc. Filmul Cartea Junglei a fost lansat în aprilie 2016. A atras încă de la început atenția datorită efectelor speciale. A avut încasări de peste 365 de milioane de dolari. A fost nominalizat la Oscar la categoria cele mai bune efecte vizuale, alături de alte producții spectaculoase, precum Doctor Strange, Deepwater Horizon, Eroi în largul mării, Kubo și Lăuta Magică sau Rogue One, o poveste Star Wars. Criticii americani au decis că producția la care a lucrat Ioan Boieriu este cea mai bună, astfel că marele premiu a fost câștigat de Cartea Junglei. Faptul că eu am făcut parte din echipa respectivă, că am putut să mă exprim, aș spune, la adevărata mea valoare, efectiv a fost o necesitate, o dorință pe care o aveam. Este o împlinire a ceea ce îmi doream ca un următor pas. Cred că a venit exact la momentul oportun și sunt fericit. Pentru John este doar o etapă, un episod fericit. Cu siguranță mai are multe de spus în domeniul efectelor vizuale. Vestea că a câștigat Oscarul s-a răspândit rapid, mai ales în țară. În doar câteva ore a primit sute de telefoane, felicitări prin e-mail, Skype și Facebook. Este primul brașovean care reușește această performanță și promite că este doar începutul. Vreți să vă matriculați autoturismul? Trebuie să vă faceți programare cu o lună înainte. Dacă în ianuarie numărul verificărilor la Registrul Auto Român era în medie de 50 pe zi, acum de când a fost eliminat timbrul de mediu, au ajuns la 100. Ca să facă față volumului tot mai mare de solicitări, angajații tuturor reprezentanțelor RAR din țară lucrează și sâmbăta. Decizia guvernului de a elimina timbrul de mediu a dus la aglomerarea peste măsură a reprezentanților RAR din toată țara. Românii știu că după ce și-au cumpărat o mașină din străinătate, prima oprire trebuie să fie la o reprezentanță RAR, pentru verificare și eliberarea certificatului de identitate a autovehiculului. Din acest motiv, lista cu programări a început să fie tot mai lungă, iar volumul de muncă a crescut considerabil. Așa se face că programările la Registrul Auto Român se fac acum chiar și cu o lună înainte.
Volumul de muncă, datorită solicitărilor mari care sunt pentru activitatea de CIV, s-a luat hotărâre la nivel de țară, în primul rând cu aproape un an înainte, tot pentru deservirea clienților și încărcarea programului. Ziua de joi este o zi de care se lucrează de la ora 8 dimineața până la ora 20 seara în două schimburi, iar acum începând o săptămână, asta este a doua sâmbătă, în care se lucrează efectiv și sâmbătă. În această perioadă, când s-a scos timbrul de mediu, este aglomerație mare la toate reprezentanțele RAR din țară, nu doar aici, la Brașov. Angajații Registrului Auto Român lucrează la foc continuu. De exemplu, pe zi, ei realizează în jur de 100 de verificări ale mașinilor care vor să se înmatriculeze în circulație. Chiar dacă trebuie să-și facă programare și să aștepte o lună, proprietarii de autoturisme sunt mulțumiți că operațiunea de verificare nu durează foarte mult. De cât timp ți-ai făcut programare? De aproape o lună de zile, sau chiar o lună și un pic. Te așteptai să dureze așa mult programări? Nu, dar merge foarte bine treaba, chiar mai bine decât mă așteptam. N-am înțeles. În alte părți se stă mai mult la coadă decât aici. V-ați programat de mult? Da, de o lună. După ce ați obținut cartea de identitate a autovehiculului, trebuie să mergeți la serviciul de înmatriculări. Dacă la Registrul Auto Român trebuie să așteptați chiar și o lună, vestea bună este că brașovenii nu mai trebuie să stea la coadă pentru matricularea autoturismului. Prefectura a pus în funcțiune un nou sistem, iar în primele două zile, de la lansarea platformei, s-au făcut zeci de rezervări online. Care este efectul punerii în aplicare a sistemului de rezervare online? Asta se întâmpla la începutul lui februarie la serviciul de înmatriculări. La exact o lună distanță, cozile sunt inexistente. Brașovenii au fost învățați chiar de directorul de la serviciul de înmatriculări cum să-și facă o programare online. Accesul pe pagina principală a serviciului se poate face și de pe site-ul prefecturii. Aici sunt instrucțiunile pe care le citiți, alora, codul de completare. Și aici observați, măriți rpkiv.ro. Vedeți, deja sunt ocupate zilele de 20 și 21. Sunt disponibile locuri pentru 22-23. Vă completați rubricile care sunt prezentate aici. Vedeți? Asta e mai ok. E mai... Da. Nu e profesionalul ăsta? Da. Mai... A fost programat și n-am putut, că n-am avut actele în regulă și acum... S-a întâmplat să stai și mult la coadă, nu? Da. Și am așteptat două săptămâni. La ora 15, am fost programat pentru... Așa ați văzut. E prima oră când ați făcut. Efortul este Da. S-a părut greu? Ușor. E bună. Cine are internetul? Nu este nici foarte greu. Da. Sunteți adept, o să încercați să programați? O să încerc, dar nu am internet pe telefon. Că nu știu, ajutați-mă. Doar fiul meu să încerce. Nu, nu era ideea, nu ce caz. Cu statul la coadă iau un antrenament de înainte de 89, dar mai facem și acum. Dacă e nevoie, ar fi bine să nu mai stăm la coadă așa mult, să fie ca în Uniunea Europeană, unde tot zicem că suntem. La Serviciul Public Comunitar Regim Permisă de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Brașov, capacitatea zilnică de procesare este de 180 de dosare. Sistemul online a fost introdus tocmai pentru a ușura misiunea angajaților, dar și pentru a-i ajuta pe oamenii care stăteau zile în șir la coadă. Avem 80 de rezervări online la acest moment. De la 1 februarie a crescut numărul solicitărilor la înmatriculări. La acest moment avem peste 200% înmatriculări față de media lunară. Sperăm ca într-o lună să revenim la o cifră normală. Din 20 martie, serviciul de ticketing și cel de rezervări online vor funcționa în paralel. Tot de atunci, la sediul de pe strada Turnului va exista un ghișeu exclusiv pentru cei care și-au făcut rezervare online. Revoltă a angajaților Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor din Brașov. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii pe care le consideră mult prea mici. În medie, 1450 de lei. Șeful instituției a plecat de urgență la București pentru rezolvarea situației. Nivelul de salarizare al acestor comisari este mult sub nivelul așteptărilor și dacă doriți, o să ofer o comparație. Direcția de Sănătate Publică sau DSV-ul au salarii de peste 200-250% mai mari decât ale noastre. Zi importantă pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Protecția Civilă din România a împlinit 84 de ani. A fost un bun prilej pentru unii angajați să fie avansați în grad, iar pentru alții să intre cu adevărat în rândul pompierilor profesioniști.
Așa arată o zi obișnuită din viața pompierilor. De acest lucru s-au convins și brașovenii care au participat la Ziua Porților Deschise. Evenimentul are loc în fiecare an pe 28 februarie, când este sărbătorită Ziua Protecției Civile. De câțiva ani însă, Protecția Civilă, Smurdul și pompierii sunt una și aceeași instituție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Este o zi foarte importantă, întrucât din 12 decembrie 2004, Comandamentul Protecției Civile s-a unit cu Comandamentul Trupelor de Pompieri și am format Inspectoratul pentru Situații de Urgență la nivel Brașov, Țara Bârsei al județului Brașov. Practic, suntem aceeași echipă care acționăm în situații de urgență. Colegii de la Protecția Civilă sunt cei care acționează pentru a salva, în primul rând, viața oamenilor, a bunurilor materiale. Reprezentanții ISU au profitat de moment și au avansat în grad câțiva colegi. Este un moment unic în viața oricărui militar, avansarea înainte de termen în grad. Mă simt onorată, dar în același timp mă simt obligată să îmi fac datoria cu mai multă muncă, mai multă responsabilitate și, încă o dată mă repet, este un moment unic. Ca în fiecare meserie are părți ușoare, părți grele și părți plăcute și neplăcute. Sper să fie ușor, să zic așa, și să-mi fac treaba cât mai bine. Am așteptări foarte mari la această meserie, mi-am dorit dintotdeauna să fac ceva bun comunității. Acum am avut această ocazie și sunt foarte fericit că am reușit să promovez acest examen. După ceremonia de avansare în grad, pompierii brașoveni au făcut și o mică demonstrație. Ce părere aveți de intervenția pompierilor? Foarte bună. Părere bună, nu? Echipajele, cum vi se pare? Frumoase și bune. Destul de eficienți. No, știu că copiii au fost foarte fascinați, de asta am și venit, de fapt. No, și mai venim, asta e sigur. Frumos și emoționant în același timp. Noi am venit pentru că am și avut unul dintre cei noi încadrați și emoțiile au fost cu atât mai mari. Frumos, frumos și lucruri noi pe care nu le știm din viața civilă, care le vezi numai venind aici. Brașovenii au putut admira și tehnica de intervenție a pompierilor. Bineînțeles, cei mai încântați au fost copiii. Mesaj de interes pentru doamnele și domnișoarele din Brașov. Cea mai mare densitate de bărbați o găsiți zilele acestea în zona parcului Titulescu. Domnii au ieșit la shopping să cumpere mărțișoare. Peste 30 de standuri sunt amenajate în centrul orașului. Doamnelor, domnișoarelor, dacă vă întrebați unde vă sunt bărbații, vă spunem noi, în parcul central. Dacă nu ne credeți, vă lăsăm să vă convingeți singure. A dat liber la mărțișoare, de toate felurile și pentru orice buzunar. Cele mai ieftine costă 2-3 lei, iar cele mai scumpe ajung și la 200 de lei. Durează cam 3 zile. De ce atât de mult? Ziceți, pentru că aici, tot fiind făcut manual, lucrat numai cu acu și nu cu mâinile și cu acu și atât, e fiecare biluță în parte se face până se lipește, până frunzulițe respective, că dacă vă uitați în ansamblu o să vedeți chiar nervuri făcute pe frunzulițele respective. În fiecare an faceți astfel de gesturi. Bineînțeles, îmi fac alții mei și eu fac lor, tot așa. Cum mi se fac mărțișoarele pe care le-ați văzut? Foarte frumoase, toate sunt frumoase, dar nu sunt bani. Vă doriți un anumit mărțișor? Da, unul legat de zodie. Da, ce zodie? Nu-l găsesc, Capricorn. Îl găsesc pentru... noastră. Pentru cine? Pentru soacră. Ați luat mai multe mărțișoare sau... Da, am luat și pentru colegi. Pentru cine luați de obicei când luați mărțișoare? Păi acum sunt clar pentru colegele de serviciu. Deci, angro, se ia câte la număr. 10 trebuie să iau. Încercați în fiecare an să luați mărțișoare pentru doamne? Da. Colegi, da. Pentru... Păi nu, anumite mi se pune în piedică pe scări, vă dați seama că fac dușman la birou, nu se poate. Unii comercianți au metode speciale prin care își atrag clienții. Niciun trecător fără un mărțișor, niciun trecător fără un mărțișor. Vă mulțumesc!
În municipiul Brașov sunt amplasate 90 de standuri cu mărțișoare în zona centrală, în Bartolomeu, Noua și Triaj. Acestea vor fi deschise până pe 8 martie. Emoții pentru afaceristul Ioan Neculae în dosarul Armele și muniția. Se apropie sentința în procesul în care inculpatul este judecat din cauză că a deținut ilegal 17 arme și sute de cartușe. Atât în fața judecătorului, cât și în dialogul cu reporterul Brașov TV Amelia Vulcu, inculpatul a optat pentru politica struțului. Este vorba de comiterea infracțiunii de respectare a regimului armelor și munițiilor, inculpatul fiind trimis în judecată pentru deținerea unui număr de 17 arme letale și peste 500 de cartușe, muniție aferentă. Nu avea autorizație pentru deținere, mă gândesc. Deținerea era în alte condiții decât cele prevăzute de lege. Armele și muniția au fost descoperite de polițiști și procurori în locuința afaceristului în timpul unei percheziții. Ioan Neculae a fost cercetat și trimis în judecată. Inculpatul a arătat în cursul judecății că nu dorește soluționarea cauzei în baza procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii. A dat declarație? Nu a dat declarație. La termenul următor va fi audiat un martor propus de Ministerul Public și la termenul care a trecut, inculpatul a propus proba cu expertiză balistică, iar instanța a amânat pronunțarea asupra acestei probe pentru termenul ce va urma. Contactat telefonic, Ioan Neculae a ales să tacă. Da. Bună ziua, domnul Neculae de la Brașov TV, vă deranjez, îmi cer scuze, am o mare rugăminte. Până când judecătorii vor pronunța sentința, Ioan Neculae beneficiază de prezumția de nevinovăție. Șeful Senatului, probleme din cauza fostei soții. Călin Popescu-Tăriceanu a fost contrazis în declarațiile date la DNA, chiar de notarul care i-a stat ani buni alături. Este vorba despre dosarul de la DNA Brașov, în care al doilea om în stat este judecat pentru mărturie mincinoasă. Fosta soție a fost audiată în calitate de martor în dosarul retrocedării nelegale a unei suprafețe din pădurea Snagov și a fermei Băneasa. Asta după ce afaceristul Remus Truică ar fi vorbit cu Tăriceanu și ar fi convenit ca actele notariale să fie făcute la cabinetul soției. Prin declarația pe care notarul a dat-o, Ioana Valmar a confirmat acuzația de mărturie mincinoasă la adresa fostului ei soț. Prezumția de nevinovăție ființează până la sentința definitivă. În primele zile ale lunii martie, Brașovul va găzdui una dintre cele mai importante competiții sportive ale anului, dedicată studenților din toată țara. Universitatea Transilvania, în parteneriat cu Agenția Metropolitană Brașov, va organiza Campionatul Național Universitar de Schi și Snowboard. Campionatul de schi va avea loc pe 1 și 2 martie în partea superioară a Pârtiei Lupului din Poiana Brașov. S-au înscris 100 de concurenți de la 11 universități din toată țara. De la Universitatea Transilvania din Brașov vor concura 25 de studenți, atât profesioniști cât și amatori. Probele efective vor avea loc pe data de 1 martie, la ora 10 se va da startul competiției de slalom uriaș, urmând ca a doua zi, pe 2 martie, la ora 10, să dăm startul competiției de slalom, iar la finalizarea acestei competiții să dăm drumul probei de snowboard. Agenția Metropolitană Brașov are la rândul său o serie de proiecte pentru susținerea sporturilor de masă. Ne dorim ca Brașovul să devină centru de excelență în sport, în cât mai multe ramuri sportive. Brașovul are istorie, are oameni care au făcut istorie în sportul românesc și în sportul mondial și de asemenea o bază destul de puternică și ne dorim un viitor destul de bun în acest domeniu pentru că este un domeniu care poate aduce o valoare adăugată până la urmă Brașovului. Susținerea sportului de masă și atragerea tinerilor către fenomenul sportiv sunt principalele obiective ale unei conferințe științifice care va fi organizată săptămâna aceasta la Aula Universității Transilvania. La eveniment vor participa foști mari sportivi și antrenori români. Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Transilvania va organiza pe 3 martie la Aula Sergiu Chiriacescu o conferință științifică internațională. Sunt așteptați la acest eveniment ministrul Tineretului și Sportului Marius Dunca, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu, dar și președinții federațiilor de tenis, schi, basket, bob, curling și handbal. Tema conferinței este aceea a relansării sportului de performanță, pornind de la sportul de masă, aspect care ce implică, pe de o parte, mărirea bazei de selecție sportivă, precum și optimizarea procesului de pregătire în acest sens.
Tot la Brașov va avea loc și ședința Forumului Decanilor, la care vor participa toți decanii facultăților de educație fizică și sport din România. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și de asemenea ne puteți urmări pe internet 24 de ore din 24 pe brașovtv.com în secțiunea live. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!